Ți-ai făcut deja întrebările? Nu. Nici eu. Nu, pe fel le repedem. N-ai cum duc să le luăm. Da. Oh, da. Mai nu eu când am venit, trebuie să-mi șterg nasul. Tu când spui chestii din astea, după aia se aplică și la mine. Da? Da, adică ziceai tu ceva, că mă, eu când fac nu știu ce, pățesc ceva. Și zic, mă, parcă acum și eu. Dar fără să vreau, pur și simplu. Să dacă zici că te doare capul, zic, că mă, parcă și pe mine. Și ai fost cu... Că nu găseam buzunarele. Nu, așa. Acum, aceste fiind spuse... Deja filmează? Da. Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț, dragilor. Profit că Dani este în România și ne gândeam să facem un filmuleț așa împreună, că nu am mai făcut de mult un filmuleț împreună. Și ideea care ne-a venit a fost să ne punem întrebări una alteia și să vedem dacă știm răspunsul. Întrebările ar trebui să fie de așa natură încât să știm răspunsul, dar dacă evenimentele s-au petrecut mai de mult, cine știe, poate am mai uitat unele lucruri. Atunci asta vom face în acest filmuleț. Însă dacă voi aveți alte idei de filmulețe pe care să le facem pe viitor împreună, puteți să ni le lăsați în comentarii și poate vom selecta ceva de acolo. Dacă nu de data asta, poate cu altă ocazie. Și ca o mică intro, hai să o spun, bine ai venit, Dani, la mine filmuleț. Mulțumesc! Ea este sora mea, mai mică, pentru cine nu știe, se numește Denisa și diferența între noi este de 10 ani. 10 ani care, atunci când eram noi mai mici, păreau foarte mulți, adică mi se părea o diferență enormă, da. Dar pe măsură ce creștem sau, nu știu, ne maturizăm sau îmbătrânim sau care ar fi cuvântul potrivit, parcă diferența aia se tot micșorează și acum mi se pare că este din ce în ce mai mică și poate când o să ai tu 30 de ani și eu 40 o să fie deloc. Și mai mică, da. Față de când aveai tu, nu știu, 5 ani și eu 15. Că, cam toată viața mea eu am fost copil și tu mai adult, știi? Da. Și nu avem ce să vorbim despre așa. Lucruri mai serioase. Da. Dar am impresia așa că de pe la vreo, nu știu, de când ai împlinit tu vreo 15, 16 ani, 17 ani, cam așa a început să se tot micșoreze diferența de vârstă. Adică nu să se micșoreze, că tot 10 ani să nu se mai simtă, așa. Să nu se mai simtă, da, exact. Bun, și atunci o să ne punem întrebări. Vrei să pui tu prima întrebare, să pun eu prima întrebare? Dacă ai una anumită, poți să o pui tu, că eu mai trebuie să mă gândesc. Eu am una, dar nu știu dacă e bună, că e un pic așa, că știu că ți-am zis mult de chestia asta și tu mi-ai cumpărat odată. Așa, și... înseamnă că trebuie să știu. Da. Ia să vedem. Cum se numește parfumul ăla care îmi place mie foarte mult? Parfumul care îți place ție... Și mi l-ai cumpărat de ziua mea. Și l-am cumpărat de ziua ta, nu știu cum se scrie. Asta e că nici eu. Stai, chiar că nici eu. Trebuie să caut. Și tot mereu când căutam, scriam greșit. Stai că trebuie să mă uit și eu să văd cum se scrie, că are, cred că, nici nu știu să-l scrie și nici ăla să-l pronunț. Da. Dacă e ăla. Da. Ne-a zis pe litere că ăla e. O, firea! G-I V-N C-H-I grec. C-H-I grec. Așa? Da. Givenchy. Dar eu nu așa l-aș fi scris. Sincer, nici eu, că eu, uite cum l-am scris. A, bă, da, așa l-aș fi scris. A, tu l-ai scris prea bine, tu poate l-ai și văzut mai des, așa ai văzut. Da, da, dar nu mai știu, chiar nu mai știu. Bine, dar și de la Givenchy era ceva cu L, apostrof, inter... Dit. Inter... Mitent. Dit. Di... Et. Nu, doar D, it. Dit. L'interdit. Da, și l'interdit, după... L'interdit, sau cum se pronunțe. Da, l'interdit, sau nu știu cum... Că... După aia am aflat că, de fapt, înseamnă interzis în franceză. Păi el cam asta m-ar duce și pe mine cu gândul, dar... Acum da, dar înainte nu-mi zicea nimic.
Nu, bine. Ai ghicit. Deci am ghicit. Bun. Întrebare de la mine pentru tine. În ce lună, nu trebuie să zici data, dar în ce lună am luat permisul de conducere? Deci asta era și următoarea mea întrebare. Aproximativ, nu chiar asta. Deci. În ce lună? Anul trebuie să-l spun. Anul cred că e de ușor, destul de ușor de ghicit. Pentru că... Da, dacă poți să spui anul, e ok, dar luna mă interesează să vedem dacă... Stai un pic. Deci. Păi, trebuie să fac niște calcule. Păi, dacă tu ești născută în martie, nu mai știu dacă te-ai apucat. Dar eu nu știu, mie mi-ai zis chestia asta, că nu știu. Păi, dar erai tot pe acolo, așa bine că da? Erai cam mic, aveai 8 ani. Oho! Deci eu aș zice, martie, așa, ai făcut 18 ani, dar am... tu când te-ai apucat de permis, ai avut deja 18 ani sau te-ai apucat după ce ai făcut 18 ani? După, deci chiar de ziua mea m-am scris tata la școala de șoferi. Okay. Asta a fost cadoul lui de 18 ani. Martie, aprilie, mai... Dar ține cont că am și picat de câteva ori. A, iunie. Și n-am luat din prima, de nu. De iunie? Nu. August? Nu. Mai târziu sau mai devreme? Mai târziu. Octombrie? Și mai târziu. Noiembrie. Mai. În decembrie? În decembrie, da. Deci n-aș fi zis că în decembrie. În decembrie, dar am avut cumva noroc că doar început să așa să furguiască, nu a nins. Și... Deci chiar n-aș fi zis că în decembrie, deloc. Pe 13 decembrie. Pe 13 decembrie. Știi și ziua? Da, în 13 decembrie, la an trebuie să mă gândesc, 13 decembrie... 2000, îți zic eu, stai... 7? Păi dacă facem 1989 da. Plus 18, da, 7. Știi cum am gândit eu? Că zic... Ai făcut tu eu aveam 8 ani, da, zic, eu aveam 8 ani în 2017, tu aveai 18 ani, zic, da, da, în 9 decembrie, deci 13 decembrie 2017. A, bine, stai că n-am ghicit că... Da, nu bine. E rândul meu. Eu v-am zis întrebări... un pic mai ușoară. Că nu știu dacă știi, dar cred că știi totuși că na, te ești mai mare și... Ar fost... trebui să știu, nu? Adică, un pic da. Dar și dacă nu știu nimic. În ce an am luat eu permisul? El e cu 10 ani mai târziu decât mine, cred. Adică așa mi s-ar părea să fie logic, că parcă tot și tot la în 2017. Da, dar tu știi că atunci când am dat de permis am stat foarte mult timp că instructorul meu i-a luat permisul pentru o perioadă și eu 6 luni n-am făcut nimic și după, după m-am apucat de școală. A, deci atunci în 2018. Adică nu știu. Eu tot 2017 aș zice. 2017. 007. Nu, stai. Dar se vede la fel de bine sau la mine e un pic mai... A, ta e un pic mai tocită, cred. Nu, no, pe 2007. 2017. N-am arătat încă niciodată. Da. Bun, următoarea întrebare. Asta a fost ușoară până acum, la mine. Au fost ușoare, dar și ale mele au fost ușoare. Ia să vedem una mai grea. Ia să vedem dacă poți să enumeri 5 mașini pe care le-am condus în Germania. Doar în Germania. Deci doar în Germania, 5 Oralu. Mașini. Că dacă eu m-am relaxat un pic, am crezut că zici în general. În general, nu, doar în Germania, în ultimii... Deci. Scrie acolo. Și am tot 3. Și mi-am mai trebuie să... Dar ai condus 5 mașini în Germania. Da. De mine, stai. Da. Deci am 4 acum. Și o să zic după. Ok. Deci. Nu, bunia, hai să vedem ce ai notat. Dacă măcar 5 te nimeresc. Ai, și pe al Florin. Am uitat și de Vectra și de Bora. Firar. Bine, deci, am scris Fordul. Fordul, da. Mazda. Mazda. Polo lui Mădălin. Polo lui Mădălin. Seatul meu. Dar nu știu că am condus Seatul. Ai condus Seatul meu și știi de ce știu? Că ai dus-o pe Melissa la piscină.
și a avut nevoie de scaun, că eu m-am dus odată la muncă și a rămas scaunul de copil la mine în mașină. Și mă întreabă, dar tu ai copil? Zic, nu, 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 stai, că nu... Și eu nu mai țineam minte că am condus. L-ai condus și pe-a meu. Că ai dus-o, așa știu că era Florin la muncă și tu ai dus-o pe Melisuca la piscină. Mhm. Deci așa, una, două, trei, patru. Și aici, nu știu dacă ai condus-o și tu, știi? Atunci când mi s-a stricat după mașina asta, nu știu care a fost poate, a dat Cornel împrumut mașina lui. Parcă era un bebe, nu? Dar nu știu când a dat Cornel împrumut mașina. Nu, gen, ba da. Când a venit Florin acasă? Nu acum, nu acum. Acum mai câțiva ani. N-am condus, deci de la Cornel sigur n-am condus nicio mașină. Pirar. Dar Peugeot-ul l-ai condus. Da, Peugeot-ul l-am condus. Și știi când l-am condus? Când ați ieșit atunci la date. Nu, atunci a condus Florin. A, când? Atunci când... nu e tata Florin, tatălu tanti aia. Da, tu ai zis că... A, când mai merg? Eu nu mai merg cu mașina. Zic, nu zic, hai că merg. Eu zic, oricum e și poliția aici, n-am nici actele la mine. Zic, da, o mut eu mai încolo. Dar n-am mai putut, mi-a fost așa frică. Și-am dus-o eu până în parcare. A, da, ce bine, pe tot am nimerit. Ai nimerit 5, da. Uite, eu de aia nu știam. Nu mai știam, da, de ce tu ai nimerit 5? Eu mai pusesem Vectra, Polo lui Florin, Bora. Dar nu am știut de Polo lui Florin, că eu așa știam că atunci când s-a mutat în Germania, gen, când v-ați mutat amândoi, de stăteați... Nu, un an de zile încă, un an de zile am avut Polo. Nu. Aproape. Dar oricum ai ghicit, ai nimerit foarte bine. Chiar aici m-ai surprins, uite, la Seat, chiar... Nu mai știu. Tot atâta că ai lăsat scaune de mașină la mine mașină și scaune de copii la mine mașină și de aia. Aoleu, e rândul meu. Da. No, acum trebuie să stai un pic. Să mă gândesc și eu. Ce te trebuie? Am dat eu un examen la limba engleză. Cambridge da. First Certificate in English, nu știu ce. În ce an, sau în ce clasă eram de l-am dat și l-am și trecut. Și l-am luat cu o notă bună. Păi... Eu cred că era în clasa a 11-a și era în anul 2017. Da. Na. Bine. Pe urmă. Când am făcut prima dată macarons și mi-a reușit. Cu ce aromă erau? Cafe. Ah, fie, trebuie să spun. Știi de ce știu? Că ai postat, eu nici măcar nu eram în Germania, dar am văzut că ai postat, ai postat poză pe, ți-ai pus-o de copertă sau ceva de genul. Și erau cu Nutella între, hai că scriu. Cum, ce vreau să... A. Deci, nu. Aoleu, nu? Nu, pentru că atunci când mi-a ieșit prima dată de m-am chinuit eu de mai multe ori și mi-a ieșit de prima și prima dată când am făcut. În viața ta? În viața mea și prima și prima dată când mi-a și reușit. Deci am făcut prima dată și mi-a și reușit prima dată. A, da? Da, era, stai să văd unde mi-e telefonul, era de ziua lui Melissa, nu Melissa, Claudia. Hai să văd unde e. Eu n-am telefon. Vrei să te sun? Dacă nu intră pe Instagram. Da. Hai, nu, că am găsit și eu telefonul. Deci, făcusem de ziua lui Claudița. Asta e că găsesc eu pe Instagram. Și atunci am și creat o cremă. Care a devenit așa foarte apreciată. Ia să vedem. Dacă mă duce Instagram așa în spate. Deci eu chiar aș fi zis că să ia cu cafea. Păi au fost după ce mi-a reușit, după ce m-am chinuit ceva și mi-au reușit. Dar parcă erai lângă mine când mi-au reușit aia cu cafea. Te-am scos. Da, după aia mea așa și după aia iar nu ieșau perioadă. După aia iarăși, odată știu că ai fost lângă mine când
am scos tava. Da, 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 a fost mult mai târziu, n-a fost prima dată. Știi? Da. Că țin minte că ai avut o poză cu macaroni și chiar nu eu am crezut că sunt cumpărați și când am aflat că tu i-ai făcut și erau cu cafea. Da, erau cu cafea, că era așa o chestie care mie îmi plăcea foarte mult. Și a fost așa de bun. Și goi puteai să mănânci, că erau foarte bune. Hai să vedem dacă găsim poza. Poza era de la ziua lui Claudița, când am plinit Claudița. Daniel nici nu era născut încă, eram însărcinată. Și avea Claudița 3 ani. Da, asta, poza asta ai văzut-o da. Tu. Asta am reușit în 23 decembrie 2017. Ia. Dar până ce atunci... Până atunci mai făcusem o dată. Și era chiar atunci când mi s-a și stricat mașina și am rămas cu mașina în drum. Oh. Și era ziua lui Melissa, lui Claudița și am făcut, uite-i, pe primii, primii. Dau ce urâți erau. Adică... A, că nu i-ai trecut prin sită. Dar nu i-am, n-am cernut făina, așa, dar ăștia erau primii care... Și chiar au ieșit frumoși. Pe adică, 7 aprilie. Bine, știi? Da. Mai erau vreo câțiva care erau crăpați, dar ăștia toți erau primii de 7 aprilie 2017. A fost prima dată când am făcut macarons. A fost pentru ziua Claudiței, că i-am ținut ziua atunci în weekend. Nu știu când a picat ziua ei, dar i-am ținut ziua în weekend. Și am făcut macarons și nu știam ce cremă să fac, nici timp nu mai aveam că am făcut mai multe chestii și atunci am făcut prima dată crema de marțipan cu lapte condensat. Și după aceea am mai îmbunătățit-o cu portocale și așa mai departe. Da, aia a fost prima ce și... Ce era? Cu marțipan, numai că l-am colorat să fie roz, că toată tematic... Nu, nu, gust. Ah, stai. Cu marțipan. Da. Și lapte condensat. Eu ziceam, ok, cu marțipan, dar ce ai mai pus? Și păi, zic, marțipan. Lapte condensat și marțipan. Da, atunci am făcut prima dată. Deci da. Pe 7 aprilie 2017 am făcut prima dată și mi-au și ieșit primii. Deci n-am știut că ăștia au fost primii. Uite ce frumoși sunt. Da, păi atunci am făcut tot pentru... uite, mâine o vom sărbători pe Claudia. Numărul 2, așa, deci prăjiturile numărul 2 după macaron, s-au fost aceste fursecuri și mi-a și ieșit. Și ți-au și ieșit. Da, și păi mufticam că nu mai îmi ieșeau. Și chiar erau și ciui și erau, deci erau foarte fain. Și am mai încercat după aia rețeta aia și... Eu nu cred, nu știu dacă m-aș încumeta să fac vreodată. Și atunci nici nu mă uitam să-mi luam niciun tutorial, era, aveam rețeta scrisă doar și după indicațiile scrise am făcut. Dar se pare că am respectat foarte bine indicațiile scrise, că mi-au ieșit, da. Deci atunci am făcut prima dată, 7 aprilie, bine, nici eu nu știam. Deci n-au fost cu cafea și Nutella. După aia am început eu să exersez și să fac cafea și eu așa și de încrezătoare. Nu. E rândul meu. Când eram în primii 2 ani de liceu, am avut așa o meserie în cap care mi-ar fi plăcut să... De fapt, au fost două. Pe una dintre ele mi-am dorit-o mai mulți ani să fiu. După aia m-am răzgândit și mi-a trecut. Dar pe asta, la altă, tot așa, vreo 2 ani am vrut. După aia m-am răzgândit și la asta. Dar ce meserie aș fi vrut eu să am? Urmezi. Sau ce aș fi, da, sau ce aș fi vrut eu să fiu? Nu, hai să... Deci eu cred că ar fi ceva așa în zona de beauty. Ceva, ori machiaj, ori păr, ceva. Că știu că tu le machiai și le coafai pe toate prietenele tale când era vreun eveniment, ceva da. Așa. Și de multe ori tu nici nu apucai să-ți mai faci ție mare lucru, că era coada la tine. Ele se duceau frumoase și eu mă duceam pe loca. Deci asta, sau nu știu dacă nu cumva ai zis odată că ți-ar plăcea să faci ceva, masaj sau... Am zis eu asta? Nu știu. Sau numai mie mi-ar fi plăcut. Nu țin minte să fie. Nici eu. Da, zic așa, că mă gândesc că poate... Așa. Da, nu, dar oricum la astea ceva de beauty, ori de păr, ori de machiat. Tu ce ai scris acolo? Profesoară de limba engleză. Profesoară de engleză? Da. Da. Da, da, nu la liceu, la, mă gândeam așa la 5-8, știi? Că mă gândeam că aș fi fost o profesoară șmecheră.
Da, că nu-i prea târziu. Ah, da, da, trebuie să lucrez cu copii și... Și nu-ți mai face plăcere. Face pentru o perioadă, dar după aia mă satur. Adică nu cred că aș rezista să fiu profesor într-una. Dar mi-ar fi plăcut așa foarte mult timp. Dacă aș fi avut elevi ca mine... Care să învețe la engleză. Da. Atunci mi-ar fi plăcut. Dacă mă gândesc săraci profesori ce au avut de îndurat cu câțiva colegi de-ai mei... Cărora nu le plăcea limba engleză. Nu, dar bine, le plăceau alte materii. Adică nu că erau așa, dar nu, nu le plăcea engleza. Păi da, oricum n-ai cum să... Să fii bun la toate. Numai să dacă faci meditații la da, engleză. Dar trebuie să ce, îți și placă totuși o altă limbă, știi? Da, asta mi-aș fi plăcut. Și, și a doua carieră. Aia cu make-up, la care am vrut-o și aia foarte mulți ani. Dacă mă fac make-up artist, că mă fac mare și acum n-aș vrea să fiu... Dar de ce? E greu, tu, Raluca, trebuie să știi culorile, trebuie să știi tonurile. Tonurile. Să știi și toanele persoanelor da. Pe care le machiez. Adică trebuie să știi multe chestii. Să știi că, uite, din cauza asta, mie nu prea îmi place să mă las pe mâna altor persoane să mă machieze, pentru că nu... Și foarte puțin te nimeresc, pentru că nu ajung, după părerea mea, nu ajunge să vină cineva la tine să se ajeze pe scaun, să te uiți așa, să vezi cam ce nuanțe, ce așa îi se potrivesc și să începi să te încuiești acolo, pentru că este machiaj ce, uite, de exemplu, cum mie îmi place cum stă foarte mult cu codiță, dar nu tuturor le stă bine cu codiță și dacă faci cuiva codiță și nu îi stă bine, tu faci așa, ai un șablon și faci pe toată lumea la fel. Nu, trebuie să te uiți, mă, la fața ta ce se potrivește. Și ce se potrivește, dar și cum aș simți eu bine. Că poate tu da. Spui că mie, uite, ție ți s-ar potrivi, nu știu, auriu la ochi. Dar spune, mie nu-mi place auriu, da. Știi? Da. Și atunci trebuie să cunoști puțin mai bine persoana, ca să știi cam ce-i place, cum se îmbracă, ce face, cu ce da, așa. Da, sau să discutați așa. Da, da, știi asta. Și mai era și cu să... Trebuie să fii și foarte curat. Că de multe ori am auzit prietenele mele se mai duceau la fete să le machieze și așa și aveau pensulele murdare. Make-up artist. Știi că eu, nu, cum nu era make-up artist și venea cineva, tu ne-ai zis, hai, nu mă machiezi pe mine repede. Măi, că te machiezi, dar te machiezi cu ce am eu și așa. Dacă ești make-up artist, trebuie să fii, mă, că... Trebuie să... Nu mai știu cine a zis, a zis ceva de genul că tu cu fiecare client cu care lucrezi trebuie să te porți ca și cum clientul dinainte avea cea mai, nu știu ce... așa, infecție sau așa, și tu să cureți și să sterilizezi produsele pentru fiecare client. Adică, de exemplu, când dau pe cineva cu rimel, să ori îi dau ei rimelul, ori folosesc nu știu ce, ca și cum ai ceva la ochi, știi? Și să nu dau și la următorul. Și tot așa trebuie să fii foarte, foarte... Păi da, pentru că se și transmite foarte ușor. Da. Asta, eu cred că dacă... Adică nu știu cum se procedează, dar cred că ar trebui să aibă un fel de album sau un fel de revistă așa cu diverse machiaje și clienta să spună, uite, eu mă să aleagă vreo 3 care îi plac și în funcție de alea 3 să facă da. Ce îi s-ar potrivi. Adică, da, cum da, s-ar, da, pentru că multe mi se pare că, zici că se transformă după ce sunt machiate, da. Nici nu le mai recunoști. Și după părerea mea, un machiaj e frumos dacă îți evidențiază și îți sublinează așa calitățile pe care tu oricum le ai da. Și doar să ți le scoată în evidență, să scoată ochii în evidență da. Sau nu știu ce ai nu tu mai... Nu se schimbe toată fizionomia. Nu, când îți spui, dar nu știi cine ești. Sunt special la măsurat asta la anunți sau da. La evenimente din astea în care mireasa e complet transformată. Nici nu recunoști. Exact. Da. No. Hai să-ți spun eu acum o întrebare la care și hai eu de-a. Încă mă gândesc. Adică mă gândesc la răspunsul ei. Care a fost cel mai neinspirat cadou pe care eu ți l-am făcut mie. Ție. Ora, Luca, tu faci cadouri faine. Ceva ce nu ți-a plăcut, așa, din... Nu există. Hai că mă gândesc. Adică, mie mi-au plăcut toate, dar acum, poate, care a fost gen, și asta mi-a plăcut, dar parcă trebuie să mi-a plăcut mai mult. Da, ceva care spui, și dacă nu era cadou ăsta, era ok, puteam să trăiesc și fără, că nu... Da, acum de sau în general cadou, ori de Crăciun, ori de zi de naștere, ori... Așa, un cadou, ceva, un lucru, un cadou pe care eu ți l-am făcut și tu l-ai luat așa ca să nu mă supăr, dar... Sau în ce domeniu crezi că fac cele mai proaste cadouri, așa, din tu. Ce... Da, unde nu te-aș putea nimeri. Pe tine, la ce, în ce domeniu, așa, aș putea să-ți iau ceva și ar fi cel mai probabil să... Asta știu. Nu,
cutie. Bine, dar nici asta nu e... Bine, hai că scrie. Ia, să nu ce ai scris. Am scris haine. Și eu tot haine. Păi da. Pentru că îmi zboară că acolo suntem cele mai diferite. Da, cam orice altceva ai putea să... Cam până acum. Bine, mă, și când mi-ai luat haine și mi-ai luat așa ceva... Bine, când ți-am luat haine, ți-am luat gen așa foarte... cum să spun, nu cu pretenția să le porți pe undeva, adică ți-am luat așa tricouri cu mesaj sau cu e-mail. Dar nu, dar acum stai că am uitat, acum mi-ai adus două tricouri, dar să știi că le-am purtat și am fost și la muncă cu ele, adică alea mi-au plăcut, dar zic așa de încet. Că ți-a plăcut mesajul de pe ele, că da. Tricourile nu erau chiar cele mai strălucite. Să știi că mie îmi plac așa, am vreo 3 sau 4 tricouri așa albe și cu blugi albaștri, când n-ai nu știu ce să te îmbraci, e un tricou alb, niște blugi și gata. Uh-huh. Și mi chiar îmi plac ținutele astea, știi? Da, și cu tricoul la fel, adică mai nimerit dacă era verde sau cu nu știu ce desene pe el. Bine, eu acolo tricourile alea le-am ales așa un special mesaj să fie așa. Și alea chiar au fost foarte nimerite. Adică tu când faci cadouri din astea bine gândite, știi? Și așa... Da, dar la haine cred că dacă ar trebui să îți fac cadou așa o ținută din cap până în picioare, foarte puține cred că aș nimeri așa din cer. Avem stiluri foarte diferite, dar mi-e place cum te îmbraci tu, dar nu știu dacă... Ție nu ți-ar sta bine sau nu te-ai simți bine. Da, asta e. Și invers, că sunt unele bine, mie nu-mi plac chiar toate hainele pe care și le ai. Dar ai unele haine care ție ți vin bine și știu că mie nu mi-ar veni bine din cauza că oricum eu am și altă constituție, sunt și mai mică de înălțime și așa și nu mi s-ar potrivi toate, da. Sunt unele rochițe așa. Care îți drău... Ah, da! Da. Care sunt faine. Păi da, dar eu rochițele alea le-am luat. Adică rochițele alea sunt pe stilul tău, numai că le port și eu, știi? Chiar dacă sunt așa ale mele. Dar ceva ce e a meu, pe stilul meu, nu cred că ți-ar plăcea. Știi? Da. Aia, așa. De exemplu, ai una așa care e foarte faină și aveai și poza. Și lungă. Da, dar nu foarte, așa până la... Da. Măi, ce mi-a plăcut. Da, ți-a plăcut și ție? Aia ține ție bine, dar eu cred că dacă aș purta-o, aș arăta ca un gogoșar roz. Nu. Poate dacă ar fi pe mărimea ta, ar ți-a sta bine, că ai arăniță foarte drăguță. Da. Nu, așa, oricum, la haine, cred că nu te-aș nimeri. Și spun chestia asta, așa bine, oricum între timp moda s-a schimbat, dar așa, în general, știu că și la nuntă, când te-ai îmbrăcat cu rochița aia, nu-ți plăcea și nu te simțeai așa prea bine în aia de domnișoară. Dar ai purtat-o pentru că, evenimentul și ai purtat-o pentru mine, dar nu că ți-ai alege-o tu. Bine, nici nu pot să spun că mi-a plăcut aia. Ce zici? Nici mie nu mi-a plăcut acum, așa n-aș purta-o. Dar atunci pentru evenimentul ăla... Da, nu s-a potrivit. Dar la mine aia a fost că era la o lungime din aia, că eu eram și destul de mică și aia cred că mi-era mare. Și de aia că era și aici cu părere. Eu și mică și slabă și cu dita mai cu părere. Și venea și până aici, adică nici lungă și nici scurtă. Nu, mine-mi poate așa, acum nu se vede urât. Nu poți să nu așa. Da. No. Adică acum nu mă uit și zic, cum m-am arătat. Am alte ținte la care mă uit așa, dar la aia acum, a fost ok. Da, asta a fost bună. Întrebare bună, da? Fain. Eu nu te întreb pe tine că eu fac cadouri nasoale. Nu, nu e adevărat. O, Raluca, eu mă duc mereu la sigur, dar sigurul ăla câteodată nici ăla nu-i sigur. Ba, vezi că ți-am luat parfumul și... Adică, bă, ok, dar și am trecut tot asta mi-ai luat, știi? Păi, zic, măi, eu știu că asta îi place, dar poate te saturi, știi? Da. Nu, că la oricum era parfumul meu preferat, numai că mi l-ai luat într-un an, după aia anul următor mi-am luat și eu și mi l-am mai primit și de la tine, știi? Și încă mai am un nedesfăcut. Da, la oricum e pe termen lung, adică oricum o să-l folosesc. Păi da, așa. Da. Mă, că nu prea mă surprinzi. Asta e. Da, că nici eu nu știu și tot mă gândesc, mă... Dar ea ce vrea, i-aș cumpără, știi? Și zic, orice aș putea să-i cumpăr eu. Păi ce aș putea să-mi... Ori machiaje... Da, uite, de exemplu, cum mi-ai luat acum pudra asta. Bine, nu m-ai surprins că deja vorbisem despre ea. Da, și zic, dar aia a fost așa de... După aia ți-am trimis întreba, zic, vrei pudră? Și după aia zic, mă, dar puteam să iau cadou. Zic, nu mai spune nimic. Nu mai e nimic, never mind. Da, dar uite, aia mi-a plăcut. Și în general, așa, dacă mi-e ceva de machiaj, îmi place pentru că îmi cumperi lucruri de calitate și
bune pe care tu deja le-ai folosit și îți plac. Adică plac și poate le-am folosit și eu la tine, numai că poate eu nu aș da atâția bani pe unele lucruri sau m-aș gândi mai mult dacă să aș aștepta să fie vreo ofertă, vreo reducere, așa. Dar, Uite că eu dacă adun toate pudrele pe care, de exemplu, pe care mi le-am cumpărat și nu mi-au plăcut și nu le foloseam cu drag, le foloseam când aveam altceva, mai bine toți banii aia îi strâng și îmi cumpăr o pudră care îmi place și o folosesc până la capăt. Știi că și acum mai am pudre de acum 2-3 ani pe care le-am cumpărat și care nu-mi plac. Și la fel și cu bronzerul și cu toate. Adică Uite, și la capitolul ăsta așa știu că tu studiezi piața și te uiți la mai multe review-uri și la mai multe păreri. Și în momentul în care tu spui, uite, eu vreau să-mi iau lucrul ăsta, atunci e clar că tu ți-ai făcut deja temele înainte și un research și te-ai gândit de 100 de ori înainte. Da. Așa cum când ți-ai luat și bronzerul ăla sau ce era de la MAC. Aoleo, ăla ce l-am iubit! Da. Zic ce face, că de bani ăștia îți luai și bronzer, îți luai și fond de ten, îți luai și nu știu ce îți luai și Dar într-adevăr ăla a fost un produs mai și l-ai și folosit. Da, și încă mai, nu pot să-l folosesc, că mi-e milă de el, îl folosesc, o să-l păstrez gen, cred că în ziua anunții o să mă mai dau, cred că atât de mult îmi place și m-am mai uitat după el, dar nuanța aia nu am mai găsit-o. Nu am mai găsit, și poate să mai apară totuși. Eu sper că... Pe ăla și acum l-aș recumpăra și e și mai ieftin decât ce am acum și ce am acum parcă... Bine, l-am cumpărat greșit, ți-am zis că nu voiam glowy, voiam... În fine. Da, acum e... Nu, hai să mai ai tu o întrebare și eu o întrebare. Da. Deci, când eram mică... Da. Dar mult timp când eram mică, eu îmi doream... dar să-ți dai seama că e ușor. Îmi doream ceva foarte tare. Îmi doream o freză foarte tare. Și nu voiați să-mi tăiați părul așa sub nicio formă, nici tu și nici mama. Și vă tot ziceam și vă rugam și hai vă rog și nu. Și după aia, mă rog, am făcut eu o chestie. Dar după aia țin minte. Nu pot să zic chestia asta, că să te prinzi foarte repede. Ce, că te-ai tăiat tu singură părul. Nu, și aia, dar nu aia. O să zic după ce ghicești chestia asta pe care vreau să o zic. Că aia, așa de fericită am fost. Dar ce freză voiam eu să am când eram mică? Păi probabil ceva așa, un bob, ceva de Andreea Esca sau ceva de genul ăsta, mă gândesc. Nu ceva, un bob scurt. Gata? Da. Nu, eu aveam breton. Vai breton. Da. Și mult timp... Am vrut breton și după aia țin minte că m-am dus în Ungaria și am pus-o pe mătușă să mă tundă și am atuns. Și după aia, și tu ai fost că ce trebuie? Eu cum arăt? Dar după aia când m-am mutat cu tine la București, m-am dus la un salon mișto și țin minte că aveam părul lung și avea și breton. Așa de mult mi-a plăcut atunci. Da. Ei, îți vrești de am breton! Atunci ai văzut, m-am revanșat și te-am lăsat să te tunzi cum ai vrut tu. Da. Da. Și oricum, eu de așa din lungime nu m-a interesat să-mi iau, dar eu am vrut neapărat breton. Zic, mă, eu vreau... Uite, eu am și uite, că nu știu ce... Dar știi, nu? Acum, da, când zici, țin minte așa că am fost acolo și... Da. Pe atunci. Și țin minte că atunci când am mers la școală, eu, tunsă, după ce m-am tuns, tot eu aveam cel mai lung păr. Și chiar stăteam și mă gândeam. Acum nu m-aș mai tunde cu breton. Poate cândva în viitor, că tot îmi place când părul e lung și tu ai așa un breton. Îmi place cum arată, mi se pare foarte franțuzesc așa. E fain bretonul când deja începe să crească. Un pic, da, nu așa cum am tuns eu. Cel mai scurt. Și dar după aia tu ai mai avut mult timp, ai avut breton. Da, păi... Ți-ai mai tot făcut. Da, am creștea. Nu mai fac breton, nu m-am mai tuns cu breton. Se ducea breton. Da, dar mereu, dar uite-te acum. Deci asta ultima dată când l-am tuns până aici, așa a fost. Deasupra l-a spus, vai de capul meu. A fost un pic cam ciudată freza aia. Am încercat-o și știu că nu o mai vreau. Măcar acum știu, știi, nu m-am stat acolo pe creier. Da, asta țin minte că și mi-a și îndreptat părul acolo la salon. Și atunci cred că a fost prima dată că am avut părul îndreptat, știi? Și m-am făcut așa fain și cu părul lung și cu breton. M-am simțit cea mai faină. Da, a fost fain. Mă bucur că ai și amintiri plăcute de doar. Nu? Doar de alea traumatizante. Nu. A fost foarte fain. Care este filmul pe care l-am văzut de cele mai multe ori? Că am scris deja. Știu. Nici la
trebuie să termin întrebarea. Eu ce am scris. Pot? Da. Titanic. Titanic. Deci mă, l-am văzut și parcă... Știu că te cred că deja... Da, și tot parcă aștept să fie alt final. Mai ai așa vreo întrebare pe care, așa, last minute, să zici sau... Nu, tu? Nici așa nu vine, eu aș fi la asta că te-a trebuit să mă gândesc. Da, dragilor, cam acesta a fost filmulețul nostru de astăzi. Mi-a făcut plăcere așa să ne mai aducem aminte de unele lucruri. Și să mai povestim, să vedem cât ne cunoaștem, cât nu ne mai cunoaștem. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru mai multe filmulețe, să lăsați în comentarii sugestiile voastre pentru viitoare filmulețe și dacă veniți cu vreo sugestie așa faină și o mai prind pe Deni pe zilele astea, poate mai facem un filmuleț. Vă mulțumim, vă pupăm și așteptăm cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa! Pa, pa! Cum zici? Pa!